I take this opportunity to thank the Lord for this beautiful congregation. Folosesc această ocazie să mulțumesc lui Dumnezeu pentru adunarea aceasta. It is a blessing and privilege to stand before you. Este o binecuvântare și un privilegiu să fiu aici înaintea dumneavoastră. And the Bible says that it is wonderful to be together with brethren. Și Biblia spune că este minunat ca frații să lucrească împreună. And it was around 1,500 years before Jesus Christ. Era cu 1,500 de ani înainte ca Domnul Iisus să vină. There was thunder and lightning. Erau tunete și fulgere pe muntele Sinai. If you open with me to the book of Exodus chapter 19, there is an account. Dacă deschidem împreună Scriptura în Exodul capitolul 19. Exodus 19 gives us what really happened in connection with what we have studied last night. În Exodul 19 învățăm ce s-a întâmplat, ce s-a făcut legătura cu Dumnezeu. And it came to pass on the day, third day in the morning that there were thundering thunders and lightning and the thick clouds upon the mountain. A treia zi dimineață au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte. And the voice of the trumpet exceeding loud, so that the people that was in the camp trembled. Trâmbița răsuna cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. And Moses brought forth the people out of the camp to meet with God. Moise a scos poporul din tabără spre întâmpinarea lui Dumnezeu. And they stood at the nether part of the mountain. Și s-au așezat la coalele muntelui. Now what happened here? Ce s-a întâmplat aici? God's presence was felt there among God's people. Prezența lui Dumnezeu s-a făcut simțită în mijlocul poporului său. And the people were trembling with fear. Poporul tremura de frică. When was this? Când s-a întâmplat asta? It was at the time God gave the commandments. Este exact timpul când Dumnezeu a dat cele 10 porunci. This day the rabbis call the day of Pentecost. Această zi rabinii o numeau ziua cincizecimii. Which means in the day the spirit of God was dwelling upon the camp. Este ziua în care Spiritul lui Dumnezeu locuia în mijlocul taberei. And people heard the voice of God. Poporul a auzit vocea lui Dumnezeu. In the book of Acts chapter 2 în cartea Faptele Apostolilor, verse 2 through 4, we read the similar event. De la 2 la 4. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 2 la 4. Acts chapter 2, verses 2 through 4. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. And suddenly there came a sound from heaven of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. And the disciples of Jesus were gathered together in upper. Când ucenicii Domnului Hristos erau împreună în camera de sus. And they were trying to examine their heart. Și încercau să-și examineze viața lor, să-și examineze inimile. And they had something in common, what they say. Și aveau ceva în comun. They were all with one accord in one place. Erau toți cu un gând în același loc. And before this one, Jesus told the disciples, înainte de aceasta, Domnul Iisus spusese ucenicilor, you will be witness. Let's say Acts chapter 1 verse 8. În Faptele 1 cu 8. But you shall receive power. Ci voi veți primi o putere. After that the Holy Ghost is come upon you. Când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. And you shall be witness unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and at to the uttermost part of the earth. Și veți fi martor în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. You will receive power.
veți primi puterea. Then you will become my witness. Și veți fi martor. But tarry in Jerusalem until Jerusalem is filled. Because they cannot do anything without the power of the Holy Spirit. Ei nu puteau să facă nimic fără puterea Duhului Sfânt. And verse 14. Și versetul 14. And these all continue with one accord in prayer and in supplications. Toți aceștia stăruiau cu un cucet în rugăciune și în cereri. So what were they doing? Ce făceau ei? They were praying. Se rugau. They were united. Erau uniți. And they were having the similar thought and similar goal. Și aveau același gând și aceeași țintă. What was their goal? Care era ținta lor? To receive the power of the Holy Spirit. Să primească puterea Duhului Sfânt. Interestingly, the word power in Greek language este interesant de observat cuvântul putere în limba greacă. Two interesting words. De fapt, două cuvinte distincte descriu. One word is called exousia. Exousia. Which means authority. Care înseamnă autoritate. Which means a judicial right. Dreptul juridic. And this is exactly is the angel of Revelation 18 is hand. Yes, este exact ceea ce citim în capitolul 18 în Apocalipsă. I saw another angel come down from heaven. Am văzut un alt înger coborând din cer. Having great power. Având o mare putere. The power to enlighten the earth. Puterea de a ilumina pământul. So now here they will receive the power which is exousia, the judicial authority. Ei vor primi putere. Ei vor primi autoritate. Then the other word is dynamis. Celălalt cuvânt care descrie putere este dynamis. That's a word, dynamite. Imaginați-vă dinamită. And the dynamic leader is the dynamic person. O persoană dinamică. And that is derived from this word. Exact, adjectivul dinamică vine din so acest when you receive dynamis, când primești exousia, când primești exousia, then you become dynamis. Când primești exousia, devii dinamic. Which means you become a dynamic witness unto. Atunci devii un martor eficient, un martor puternic, un martor dinamic. So we need to receive the Holy Spirit in order to be a powerful Christian. Pentru a fi un creștin puternic, trebuie să primim Duhul Sfânt. And in the book of selected message, book 1, page 363, the time of test is just upon us. Timpul examinării noastre este chiar asupra noastră. For the loud cry of the third angel has already begun. Pentru că marea strigare a îngerului al treilea deja a început. In the revelation of the righteousness of in Christ. The sin pardoning redeemer. Mântuitorul iertător de păcate. This is the beginning of the light of the angel. Acesta este începutul luminii îngerului. Whose glory shall fill the whole earth. Lui slavă va umple tot pământul. And we are living in the time și noi acum trăim în timp when this angel representing the angel of Revelation 18 când acest înger din Apocalipsa 18 will be filling the earth its glory. Va umple pământul cu slava sa. And I want to take you back to the time of apostolic. Aș vrea să vă duc înapoi pe timpul apostolilor. The disciples were assembled. Ucenicii erau împreună. And Apostle Peter speaks a powerful preaching. Și Apostol Petru a predicat cu putere. And they asked men and brethren, they were pricked in their heart. Ei au rămas străpunși la inimă. And they said, men and brethren, what shall we do? Fraților, ce să facem? And the Peter answers. Și atunci Petru le răspunde. Repent. Pocăiți. Be baptized. Fiți botezat. Every one of you. Fiecare din voi să fie botezat. To whom he is talking? Către cine se adresează el? He is not talking the people in the supermarket. Nu vorbea oamenilor de la supermarket, de la. And he was not talking to the people in the university.
Și nici nu vorbea oamenilor de la facultate. And here he is talking to the apostles. Și aici se vorbește apostolilor. They were baptized already. Erau botezați. They had educated from the school of Christ. Ei fuseseră educați în școala lui Hristos. And they were told that you must be repentant. Și lor li se spune, voi trebuie să vă pocăiți. And you must be baptized. Și voi trebuie să fiți botezați. For what? Pentru ce? Then you will have here the your sins, the for the remission of sins. Pentru ca păcatele voastre să fie iertate. And then you will receive the Holy Spirit. Și atunci veți primi darul Duhului Sfânt. Verse 41. Mergem la versetul. And they that gladly received his word, cei ce au primit propovăduirea lui, were baptized. Au fost botezați. And the same day they were added unto them about 3,000 souls. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3000 de suflete. And what was the membership of the church at that time? Care era numărul membrilor pe vremea respectivă? Just 120, the whole world. Probabil 120 în toată lumea. 120 members. 120 de membri? Suddenly, one day, it became 3,120. Și într-o singură zi, în loc de 120, ai 3,120. And the next day, it was 5,120. Și se următoare 5,000. So there was a visible evidence. 120. When the power of Holy Spirit comes, serios, când vine Duhul Sfânt, there will be visible evidence. Vor fi evidențe notabile. I don't know if the Holy Spirit will pour upon us. Sometimes we may recognize this. Când vine Duhul Sfânt asupra noastră, putem recunoaște asta? If there is no visible growth, dacă nu este o creștere spirituală vizibilă, o creștere a unui membru, o creștere a mesajului nostru evanghelistic. Noi trebuie să ne oprim pentru un moment și să ne gândim. And verse 42. Citim în Fapte Apostolilor. And they continued steadfastly in apostles' doctrine. Ei stăreau în învățătura apostolilor. And fellowship. Și în legătura frățească. And in breaking of bread. And in prayer. Și în rugăciune. What happened there? Ce se întâmplă? They were all in with one accord. They were having one prayer. Erau toți în rugăciune. And they had one. Și erau toți cu aceeași doctrină. And this was one thing that was a binding factor for this people. Și ăsta era un factor de unire între ei. And the fear came upon every soul. Și frica a venit asupra fiecărui suflet. And many wonders and signs were done by the apostles. And it is same thing will be repeated in our time. Același lucru se va repeta în timpul nostru. Verse 46 says. Citim în versetul 46. And they continued daily with one accord in temple. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi. And verse 47. Versetul 47. And the last part is, and the Lord added to the church daily as texts should be saved. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. My brethren, frații mei, and we are waiting for this later rain to be. Așteptăm noi ploaia târzie să fie revărsată. And those who are waiting for that, și cei care așteaptă revărsarea ploii târzie, how to consider faith part? Trebuie să se gândească. Am I ready? Sunt eu gata? Is my church ready? Este biserica mea gata? To receive the outpouring. Să primească revărsarea Duhului Sfânt. And we need to have the same experience of preaching apostles. And I remember an incident which took place a long time ago in one of those the tribal areas. Mi-aduc aminte de ceva care s-a întâmplat un timp îndelungat în urmă în unul din acele triburi. There was a tribal man. Era un sitting on his balcony and basking on the sun. Stătea, se uita la soare. And his little daughter came to him and said, "Dad." The daughter of this tribal man. Shaka a venit fica acestui om, fica mai mică. And he said, "Dad, look at that." Ia uită-te.
And he turned around. S-a întors. There was a yard. Și era o burtă. And in the yard, usually he has his council meeting. În curtea respectivă se obișnuia consiliul, safiul, consiliul tribului. They have some seats all around. Și erau câteva locuri amenajate în jur. There is also a seat for the tribal chief to sit there. Și în mijloc, bineînțeles, era un loc pentru șeful tribului. When he turned around to the yard, când se întoarce să uită la acea grădină, la acea curte, what he saw? Ce vede? There were monkeys sitting on every seat. Pe fiecare loc și dacă câte o maimuță. And there was one monkey pretend to be the chief. Și, bineînțeles, și pe locul central era o maimuță care înlocuia șeful. And he was, the monkey was conducting the business. Și, bineînțeles, că maimuța asta centrală conducea întâlnirea. In the middle of the conference, the în council, mijlocul consiliului, the monkeys organized some firewood like this, like a cone. Era un loc, vă amintiți focul de tabără, cum punem noi lemnele așa în formă de piramidă ca să poți face usually foc. The tribal men have the conference in the middle of the having the fire in the middle and sitting around. Bineînțeles că și în timpul respectiv obiceiul era același, să pui focul în mijloc și locurile de jur împrejurul focului. Seeing this conflict in the business meeting every day, the monkeys were pretending to have the committee meeting. Bineînțeles că maimuțe din pom, observând în fiecare zi ce se întâmplă, aveau și ei la văzut lemnele în pregătite. And the monkeys were trying to keep their arms to kind of warming up their hands. Și a văzut cum oamenii își încălzesc mâinile la foc, făceau și maimuțe la fel, țineau mâinile ridicate către lemnele. And the tribal man was smiling. Și bineînțeles că maimuța centrală zice, and nu, acum e vorba de om care observă, să uită parte și râde. În același timp, nu, era tatăl, era fica, vine și mama. And why the father and daughter is laughing and de ce râde tata sau așa puternic? De ce râde și fica și sunt așa zâmbitor amândoi? The young lady explained to mother what is happening. Bineînțeles că fetița explică mamei. And the mom smiles. Zâmbește și mama. She says. Și îi spune. But. Dar. There is no fire. Nu e niciun foc. There was monkeys. Erau maimuțe. Pretending to be the members of the council. Nu. Pretinzând că sunt membri ai consiliului. There was a captain, there was a chief. Era și un șef. Pretinzând că are locul de președinte de conferință. There were wolves. Erau și lemnele așezate pe. No fire. Dar nu era foc. And my brother. Și frații mei. We need to have the fire of the Holy Spirit. Ne avem nevoie de focul Duhului. In the book of Ezekiel chapter 1 we read that. Când deschidem Scriptura la Ezekiel capitolul 1, the Ezekiel talks about the fire. Ezekiel chiar vorbește despre foc. And he's talking about the fire of the Holy Spirit. Și vorbește despre focul Duhului. Ezekiel chapter 1 verse 13. Citim în Ezekiel la capitolul 1 versetul 13. As for the likeness of the living creature. În mijlocul acestor fapturi vii. And their appearance was like a burning coal of fire. Era ceva ca niște cărbuni de foc aprinși. And like the appearance of the lamb. Care ardeau și ceva ca niște făclii. It went up and down among the living creatures. Niște făclii umblau încoace și încolo. And the fire was bright. Și focul acesta o încălzea. And out of the fire went forth lightning. Și din el ieșeau fulgere. And here he's talking about the wheels within the wheel, like a. Ne amintim roată în roată acea viziune. It is organization. Este organizație. And the organization without the fire of the Holy Spirit. Dar organizația fără puterea, fără focul Duhului Sfânt. When we lack the conference of the monkeys. Este același lucru cu conferința de maimuțe. We may have everything. Avem totul. But if we do not have the fire, the Holy Spirit. Dacă nu avem focul Duhului Sfânt. We will be just a club. Suntem numai un club. Social organization. O organizație socială. And God is not pleased with that. Și bineînțeles că Dumnezeu nu este mulțumit cu aceasta. Ce avem noi nevoie? We need the power of the Holy Spirit. Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. Just one more incident, what happened in Canada. Vă mai relatez un incident întâmplat în Canada. There was another. The native Canadian. Erau nativi canadieni. He had never been to the city.
Niciodată n-a ajuns în oraș. And he was met by a missionary. Și acest nativ canadian a fost întâlnit de un misionar. And he was interested in the missionary and the fraternity. În ce are misionarul de spus și în creștinism în general. And he was brought to the city by the missionary. Și misionarul l-a luat cu el în oraș. It was the first time in his life to be era in the city. Era prima dată când omul ajunge într-un oraș civilizat. Everything fascinated him. Totul era fascinant pentru el. Se uită în sus, se uită în jos. And the little girl, little boys ask the dad, what is this? What is this? Și copilașul întreabă, tata, ce e asta? Ce e? He was asking everything. Întreba despre orice. And the missionary was so patiently explaining. Și bineînțeles că misionarul cu răbdare explica. But when he was asking about the bulbs and the lights and the lamps. Și întreabă despre becurile electrice. Then he asked, what is this, sir? Ce este aia, domnule? And the missionary could not explain. Și bineînțeles că misionarul nu putea să găsească cuvintele să explice. And then he was asking, how is it burning? How is it glowing? Cum se întâmplă, de strălucitor, de lucește, de lumină, arde. It is hard for him to explain about the electric power. Cum să explici despre puterea electrică unui om care nu a auzit de electricitate niciodată? He said simply, there is fire in it. Și atunci încearcă simplu să-i spună, acolo e un foc. Oh, there is fire in it. E foc acolo. And it glows. Și de-aia strălucește. Okay. Then he became more smarter. Acum a devenit mai deștept, a spus. And they came to a hotel. Și s-a dus la hotel. They had to go on the elevator to go to the liftul, să ajungă la etajul lor. Place where they were. And they came and stand in the elevator. Și cum stăteau ei în lift. And the missionary pressed the button. Atunci misionarul apasă butonul. And the elevator moves. Și imediat. He was concerned, he was afraid, he was holding the wall. Înțeles că se teme prima dată să se țină de pereți. How is this house moving up? Și întreabă, dar cum se întâmplă, dar cutiuța asta se mișcă în sus? And the missionary now knows how to answer. Și bineînțeles că misionarul din nou are dificultăți să explice. He said, there is fire in it. Și spune, e foc. He smiled, there is fire in it. Și zâmbește iarăși. And this bowl is glowing. Becul dă lumină pentru că there is a fire in the house. The house is moving. Dacă e foc în casă, se mută casa și se urcă în sus. And they came to the room. Și ajung în camera lor de hotel. And the missionary wanted to call his wife and his parents. Bineînțeles că prima grijă, misionarul vrea să vorbească cu soția. And this man was concerned. He went back and he said, oh, he was afraid. Să temea ce s-a întâmplat. What happened to the missionary? He's talking to himself. Ce are misionarul? Vorbește singur. He was thinking that missionary went crazy. Să temea pentru sănătatea mentală a misionarului. Sir, are you all right? Domnule, chiar ești bine? Smile said, yes, I am. Misionarul? But why are you talking to yourself? Și că de ce vorbești singur? No, I'm not talking to myself. Nu vorbesc singur. He put the telephone and he said, I'm talking to my wife. Îi pune telefonul și la prietenul lui și s-a spus că vorbesc cu soția. Și omul începe să se bască. I know. Zice că știm. There is fire in it. Zice că e pe undeva pe acolo foc. And the box speaks. Și atunci cutiuța vorbește. And the missionary smiles. He's becoming more smarter. Râde misionarul și omul ăsta devine din ce în ce mai deștept. And one day. Și într-o zi. They were coming out. Ieșiseră. And suddenly there was a power failure. Și tocmai atunci era pană de curent. What happened? Ce se întâmplă? And the lift stopped in the middle. Bineînțeles că liftul s-a oprit exact între etaje. No light burns. Nici lumina din lift nu mai funcționează. And no traffic light is working. Și apar luminile de semafoare mai mici. All the cars came to stop. Și toate mașinile se opresc când erau. And this time the native Canadian was clapping his hand. Și numai micul canadian era foarte fericit să aplaude. I know! Și că, domnule, știu! There is no fire! Și că, nu mai e foc. And no glowing! Nu mai e lumină. And the house stops! Și casa s-a oprit. And he said, the missionary was looking at him. Să uite misionarul la el. There is a real doctrinal meaning. E chiar o învățătură doctrinală. He's a simple man, uneducated. Un om simplu, needucat. Literally, very little civilization.
cunoscând foarte puțin civilizația umană. But he gave a very big theological meaning. Dar a putut să găsească o învățătură teologică aici. No fire. Fără foc. The house stop. House does not move. Casa se oprește, nu se mai mișcă. No fire. Fără the foc. The cars don't move. Mașinile nu se mai mișcă. No fire. The fără house foc. Is dark. Casa e în întuneric. Can we understand that? Putem noi înțelege asta? Principle behind it? Haideți să înțelegem principiul din spatele acestei povești. And the missionary wrote a sermon. Și bineînțeles că misionarul a scris o predică. Power of fire. Spre puterea focului. Do we need fire? Avem nevoie de foc? Yes or no, brother? Spuneți, da sau nu? We do. Yes. The power of the Holy Spirit. Focul Duhului Sfânt. Is very essential. Aceasta este esențial. And the Bible says. Și spune Biblia. In Ezekiel chapter 36. În cartea lui Ezechiel, versetul 36 and 27. Ezechiel 36 și 6. And I will give you new power. I will give you new spirit. And I will give you new heart. Și vă voi da o inimă nouă. And I will give you new statutes. Și vă voi da noi legi noi. And I will give you power to obey. Și vă voi da de asemenea puterea să ascultați. What happens is when we receive the power from above. Când noi primim putere de sus, we receive power to obey. Primim putere să ascultăm. And power to overcome. Și putere să câștigăm victorie, să învingem. Every day we become victorious people. În fiecare zi devenim biruitori. And for which what we need to do in order to receive the Holy Spirit. Să facem. Ce trebuie să facem ca să putem the first thing that we need to do is primul lucru care trebuie să facem we must pray for it. Trebuie să ne rugăm. Luke chapter 11 verse 13 says. În Luca la capitolul 11 cu 13. If you then be evil, dacă voi care sunteți răi, know how to give the gift to your children. Știți să dați darul bun copiilor voștri. How much more shall your heavenly Father cu cât mai mult Tatăl vostru ceresc. Give the Holy Spirit to them that ask Him. Va da Duhul Sfânt acelora care cer. And what is needed to be done? Ce trebuie făcut? The first condition is ask. Prima condiție este cer. The disciples needed the Holy Spirit. Ucenicii aveau nevoie de Duhul Sfânt. We need more today. Astăzi noi avem mai mare nevoie. They could do the miracles. Ei au signs and wonders. Lucruri care uimeau. We can do the same today. Și noi putem face același lucru astăzi. The Holy Spirit. They need it by them. Noi avem nevoie de Duhul Sfânt. We need it today. Le-a trebuit atunci, noi avem nevoie astăzi. And in the Sermon on the Mountain, în predica de pe munte, Jesus says that blessed are they who hunger and thirst of righteousness. În predica de pe munte, Domnul Iisus spune, ferice de cei care flămânzește și însetează după neprihănirea. Why is that those who hunger and thirst of righteousness will be blessed? De ce vor fi binecuvântați cei care flămânzesc și însetează după neprihănirea? Because they will be filled. Pentru că ei vor fi săturați. We need to be filled. Noi trebuie să fim umpluți. Filled by the Spirit of God. Umpluți de Spiritul lui Dumnezeu. In the book Acts of Apostles page 50. În cartea Istoria faptelor apostolilor la pagina 50. If all were willing, dacă toți ar fi doritori, all will be filled with the Spirit. Fiecare va fi umplut cu Spiritul lui Dumnezeu.